Numele meu este Țălnou Alexandru Ioan și sunt de la Colegiul Național Vasile Goltiș. După al doilea război mondial, s-a instaurat un regim totalitar comunist, în timpul căruia au fost încarcerați aproximativ 1 milion de români. Astăzi avem cu noi pe domnul Ilie Tudor, din Comuna Podar, județul Dolj, unul din acești 1 milion. Domnule Ilie Tudor, pentru început, puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră? Da. Ca să vă repet, mă numesc Ilie Tudor, am 88 de ani, din Comuna Podar, județul Dolj. Am făcut parte din mișcarea legionară, lucru care spune destul în ceea ce privește ceea ce a urmat pentru mine și pentru cei care au crezut în reînvierea neamului românesc. De unde s-o iau? De la arestare. Și de ce m-a arestat? Era un cântăresc de biserică, eu am terminat seminarul, dar nu puteam să fiu preot pentru că nu puteam, în sfârșit. Și un inginer s-a asfaltat șoseaua Craiova-Calafat și mă întreabă, mă, tu ce faci? Păi zic, dascăl la Podarea aceea. Păi nu vrei să vii să... Am nevoie de un șef de pază. Să angajăm paznici pentru diferite posturi de lucru. Am și acceptat și mi-am organizat oamenii la fiecare punct de lucru din 10 în 10 km. Era un punct de lucru acolo și păzea oamenii, roape, ce putea să fure? Și într-o noapte vine inginerul și zice, cum stai cu paznici? Mergem în control, m-am zis de motocicletă cu el, el la unul, eu la altul și așa mai departe. Zice, pe cine, după 20 de kilometri, zice, pe cine ai la lacul de la Radovan? Zice, că am angajat cu urmă cu vreo lună de zile un băiat tânăr. Du-te tu la el și rămâne aici. Și m-am dus acolo, într-o bărăcusă, felinarul a oprit, m-am uitat pe fereastră, ăsta curăța un pistol. Am deschis ușa, s-a speriat. Păi ce-i cu tine? De unde ai ăsta? Am dat într-un securie și l-am luat. Da, dar tu știi că mâine dimineață trebuie să fiu la poliție și să anunț. Nu faci dumneata chestia asta, că mai am neagă de milă. Și n-am făcut. De unde să știu că ăsta era ofițer de securitate pus ca să mă urmărească? M-a întrebat mereu despre mișcarea legionară. Îi spuneam cu oarecare simpatie, el asta aștepta. M-au arestat împreună cu el, șef de lor, că el trecea pe la diversi cetățeni și niște copii, unul de 17 ani, cu un frate al lui și așa mai departe, a făcut vreo 20 de oameni, am intrat toți în lot și acuzația era așa. Am vrut să organizăm o formă să răsturnăm din guvernul prin violență armată. Și asta a fost condamnarea, mi-au dat 22 de ani încă silnică, 26. Și cu 29 de ani, așa de muncă silnică, ca organizator moral al toate aceste chestii. Și așa am ajuns la Aiud. Aiudul era, ce să spun, toate cărțile care s-au scris multe cărți, am scris și eu vreo 10 cărți în timpul ăsta. Să știți că singurătatea este arma care te omoară. Dacă n-ai o preocupare, și asta am învățat-o numai în chestioare, dar în general din viață, dacă n-ai o preocupare asupra unui lucru, nu e bine. Cu 12 ani în urmă mi-a murit soția, mi-a rămas două pisici și un câine, dar am libertatea de gândire și de liniște desăvârșită. În timpul ăsta am scris de 12-12 cărți. Mi-e frică să scriu frică, ghilimele, despre viața de astăzi. Când e atâta materială și mă depășește, nu mai pot să mă concentrez, nu de frică, dar bine, și vârsta, nu prea mai mă pot concentra cu trebuie și tremură, mâna nu prea mă auzit. Dar să mulțumim ce am făcut până acum. Vreau să mă întrebăm, acum că știți deznodământul acțiunilor dumneavoastră, da. Le-ați repetat prin tot ce ați trecut, ce ați făcut pentru partid? Dacă aș ști că am putea transforma, mișca din loc, ca să zic așa, tineretul ăsta, atât de busolat, atât de dezorientat, atât de needucat, mâine aș porni cu toată puterea să facem o transformare. Dar
Știți dumneavoastră că noi sunt două firi. Firea pământească, țărâna din care am fost făcut, și firea divină. Că nu dumneata sau eu am avut voința să venim pe pământ. Scânteia divină din noi nu poate muri. E, și atunci lupta se dă între cele două forțe care sunt în noi, îngerul și diavolul. Și vor să te cucerească. Diavolul are mult materia, că am păcătuit mai mult după ce am venit la închisoare. Cu toate că să ajungă acasă să mă satur de apacaș, că trăiam cu 100 de grame de pâine. Greu, nu fiu urător. În sfârșit, dar Dumnezeu a avut grijă. Și acum mă aduc aminte de o întâmplare. Sunt și de 7 luni, și de geamăn. Și când m-am născut cu încă o soră care a murit între timp, tata m-a aruncat după sobă în niște vână. Și ia vezi omului ăla, îi zicea mami. Și uite că ăla n-a murit, a ajuns așa să treacă prin atâtea, să înveți atât. Da, ce ne puteți spune despre perioada încarcerării dumneavoastră? V-ați făcut prieteni? Dragul meu, și acum regret aiudul. Îmi pare rău, dar aș vrea să ajung la aiud. După toate experiențele trăite acolo. Dar pentru ce? Întrebați-vă. Pentru starea de sfințenie în care am trăit. Păi ca să faci celulă cu Părintele Stăniloae, cu Radu G, cu Nichifor Craie, cu Ciurunga, cu mari intelectuali ai țării românești, păi eram însetați. Când am auzit prima dată o baladă a lui Radu G, am înghețat. Eu am scris poezie înainte de arestare, eram în sfârșit în cenacul era de la Craiova, niște amintiri mioțe de frumoase. L-am cunoscut pe Arghezi, pe Benic și așa mai departe. Dar ne întorc de aia, atmosfera aia de sfințenii pe care am trăit-o și pe care în civilie, acasă, n-am reușit. Mă duc în biserică, în slujbele bisericii sunt atât de frumoase, atât pline de... Că m-aș întreba Targhezi, de unde ai matat metaforele alea frumoase? Zic, de mine e de bisericești, el care fusese călugă și nu știu ce. Zic că zici bine. Așa, și am început să scriu. Dumnezeu mi-a dat halul ăsta, că toți zic că m-a întrebat o dată cu coană pe stradă, zice, domnule, dar ta chiar ești tata la Tudor Gheorghe? Doamne, zic, nu știu, am avut vecinul cu scăcadă, nu sunt sigur. Am dat-o pe glumă așa. E, și ce că el și spune, zice, de ce? De, am moștenit, de la tata am moștenit harul și dragostea pentru poezie și de la mama derzenia în muncă. El când s-a fac, așa se explică, la nivelul la care a ajuns acolo, că poate dumneavoastră știți la ce nivel a ajuns Tudor Gheorghe. E, numai cu această târzenie în muncă a reușit. Și s-a bine așa ajuns, așa este. Dar nu despre asta vorbim noi. Eu vorbeam despre aiut, cum am cunoscut niște figuri de oameni acolo. Titan, să stai de vorbă, să stai în căsinulă cu Mironescu, cu niște oameni care te depășeau și eu eram însetat. Și asta m-a și ținut. Ca să treci cu 100 de grame de pâine, că de exemplu Radu Gir, Dumnezeu să-l ierte. A scris cumva în baladele alea, că poate știți ceva de el, așa? Te înfioară. Am scris și eu o baladă, gen Radu Gir. Balada Vrânceanului. De ce n-am intervenit între ungurean și moldovean? Cam în doi erau prieteni. Deci, și proces de conștiință al acestui Vrâncean. Am scris-o, frumoasă. Dar aia a fost scrisă cu cozonac, cu vin, nu știu ce. De când aia am scris cu 100 de grame de pâine. Suferința creează valoare. Așa s-a întâmplat. Cu poezia închisorilor, poate o să vedeți în seara asta, ce a însemnat suferința în închisori. Te dărâm, din punct de vedere al simțirii. De fier să fii și nu se poate să nu te pătrundă. Paznicii, cum se purtau cu dumneavoastră? O, fiulător. Cei mai grei au fost la Craiova. Deci, noi, dacă îndeșea la plimbare, spunea critica că deai și încetea să te lovească, că în jurul dragului și dădea cu piciorul. Urât a fost. La eu n-am mâncă bătaie. Eu am scăpat față de alții, pentru că Dumnezeu, în sfârșit, la ei pe mine a avut lucrul cel mai înfiorător de care mi-aduc aminte este când mă băgă la izolare. Mă prinde că zic, jucând șah cu Părintele Gorbi, care e de aici, din Arad. Un erou. Am făcut să din turtoi și pâine niște piese de șah mici, așa, și ne puneam la punctul mort, adică la cu și put, nu se vedea. Și ne-am trezit ușa, dar deschis ușile, închise ușile
un secund trebuie și izolare. Avem un pulover venit de acasă, de ziua de Crăciun cineva ne-a băgat un pulover de un care trebuia să elibereze. Și două turtoaie calde și doi o bucăți de zahăr. A fost sărbătoarea Crăciunului. Că acolo mâncai o zi. Era porția de celular, așa, și două zile nimic. Și eu mă întreb și frig. M-a băgat la izolare în ziua de Sfântul Nicolae. Un frig în figurat, în capă, mergeam și înghețam. Și am stat 60 de zile în condițiile astea. Și stau, că de 10-10 minute se uita pe creasta mă ăsta, n-am mai căzut. Că așteptau să cădem să ne ia, că asta le era scopul. Ca să scape de noi. Părinte Nebornic, săracul a doua, a treia, că vorbea pe morse. Cum te simți, părinte? Tuturile sunt terminate. Am auzit când a căzut, am bătut o ușă, au început să mă înjure și l-au luat. Când m-am întors în celular, parcă am intrat în rai. Acolo ne-a ținut dragostea unul față de celălalt. Știau că vin și am avut să se răvarză cu carne. Carne de cal, că am mâncat o scaie din România. Dar nu carne de cal, care e bună. Restul ciolane, urechi, chestii de astea. Îmi păstraseră carnea și m-au salvat. Dragostea lor m-a salvat încet, încet și mi-am revenit. Despre ce vorbeam? Despre tratamentul. Tratamentul. Când am venit la Craiova, ne-a legat doi cu un lanț. Eu și cu părintele Constantin Sârbu. Și când am ajuns la Iudă, ce? Într-un vagon în care încăpeau cu îngăduință 50-60 de oameni, avea 300 de oameni. Așa stăteau. Ei, sunt oameni care, prin conformația lor fizică, nu se pot slobozi, urina, când e cineva lângă ei. Nu, așa e firea lor. Ei, părintele era din aceștia și doi de la atâta distanța între noi. S-a strecurat în mulțime că era la vagonul acolo, o gaură, unde spășeau unele nevoile. Și am ajuns, părinte, liberează-te, n-a putut. Și când ne-am întors, s-a slomozit pe el, nimeni nu s-a supărat. Oamenii știau ce era și așa mai departe. Și când am ajuns la Iud, un cetățean, caraiul, zice, de unde vine? De la Craiova. N-au avut lanțuri. Adică cum? Și s-a desfăcut și așa mai departe. Hei, de-aia eu, îmi pare așa cum rău de atmosfera de sfințenie care era la Iud. Că părintele Bornic, Dumnezeu să-l ierte, fusese la mina Cavnic și acolo nu avea dantură și se ruga să dea seara jos din pas și dimineața până dimineața se ruga. Avea bătături aici și la genunchi care așa făcut omului. Se ruga tot timpul. E, și când m-am împlinit cu el în Valda Brăilii la muncă, a fost o chestie extraordinară. În ceasul mecanic era, mă, uite ce vine aia la zidărie. Uite unul cu o bască de ziare în cap. Să mână cu copa gornic. Era la urmă, era venea să fără la afară. Pus telegarul și că m-am dus, părinte, n-ai murit. Mi-a arătat în sus. Și să continui ideea că e frumoasă. A venit eliberarea, viu la frat, nevasta are două surori aceia, una e medic și alta tot în sus și a lucrat în Ministerul Sănătății. Și în piață, că știți, asta, biserica e în piață. Și ce să duc la tute, tu și fac cumpărăturile, că mă duc la biserică, e duminică. Am intrat în biserică, am trecut la strană, să cântau o doxologie foarte frumoasă, care o cunoșteam. Oamenii mă înțeles și mi-am dat seama ce pot să cânt. Să deschide ușa la altar și preotul mă va avea niște nejubite argintii frumoase și lombrat, care ca un meu, ca un măr, am înghețat Părintele Bornic. Nu e mâna lui Dumnezeu. Vă întreb atunci, ce m-a salvat pe mine 40 de zile în închisoare? Ce lasă? Unde e microbul din gâtul Părintele Bornic? Când zici microbul, zici, te duce gangrenul, zici microbul. E, și așa mai departe. A fost foarte, foarte, foarte frumoasă toată chestia. Și câtea, dacă până dimineață stăm să vă povestesc, am ce povesti. În timpul încarcerării dumneavoastră, asupra familiei dumneavoastră au fost repercursiuni, lumea, vecinii, cum se purtau? Au arestat-o și pe nevastă mea. Și a făcut și ea, cred că vreo 6 luni, am uitat, așa? Că de ce nu m-a denunțat? Ce putea să știe? Dar întrebarea e, ce au făcut cei 3 copii, Tudor, Gheorghe și încă 2 surori? Cine a avut grijă de ei? Se trezeau dimineața, venea vecinii buni.
câte o cană cu lapte, câte... au trăit până a venit mama sa. Dumnezeu știe cum. El nu vrea să-și amintească de perioada aia, că e cumplită. S-au purtat. Dar a fost și oameni cum se cade. Părintele Atanase, cum îl cheamă, Atanase de la Col, cum îl cheamă domnule, în sfârșit, zice, domnule, comunismul a făcut totuși ceva bun. Au umplut țara de sfinți. Și așa este, că dacă te uiți, numai Aiudu, în grupurile infernale acolo, te iau groaza. Ei, dar toate sunt de la Dumnezeu. Și pentru păcatele noastre am fost pedepsiți și suntem pedepsiți. Dar, zice, eu mustru și pedepsesc pe cine iubesc. Așa zice cartea. Cu cât te bate Dumnezeu, cu atâta să te încrăcineze spre bine. Păi iată ce face diavolul. Uite unde s-a ajuns. Că eu n-aș vrea să spun, dar o spun. Am un nepot de la fata mea, de preot, care e preot la mine în sat. Și veneam cu el cu mașina și în față o tipesă mai mult dezbrăcată, dar el și-a, tata, e motaș că ești popă, mă, ce faci. Deci, dacă ești în rândul, uite, am cine, cum asta de la mănăstire, cum o cheamă, o stareță aia care a născut două fetițe. Păi când te duci într-o mănăstire, te duci să lupți împotriva pornirilor trupești. Nimeni nu condamnă tendința asta, că e firească. Dar, Doamne, nu te duci în mănăstire, puteai să te duci în altă pașă și amenta. E, este mâna diavolului în toate. Păi, așa vedeți acum ăștia la televiziune, o scot în față mereu și totul e dirijat. Și poate greșesc. La Buzău am avut așa, cred că o întâmplare. A fost în sală 300-400 de oameni și a venit o femeie la mine. Ce aveți, domne, cu poporul evreu? Doamne, ce avem noi cu... Este rezultatul unui blestem. Sângele lui cad asupra noastră și asupra copiilor noștri. Ei au cerut acest blestem și este rezultat. Eu am prieteni evrei. Și mișcarea legionară s-a pornit împotriva negustorilor necinstiți evrei, nu împotriva evreilor. Dovadă că Teatru Național de București era teatru evreiesc, înviat, pus la punct de Teatru Cir, care era ministrul culturii pe vremea sau așa ceva. Și atunci, și dacă se vorbește despre gulagul evreiesc, că au murit 6 milioane de oameni, să credeți dumneavoastră. Dar de gulagul românesc de ce nu se vorbește, unde au murit aproape 200 de mii de oameni? De ce nu se vorbește de gulagul românesc? E interesul. Pentru că părerea mea este că când zici evreu, zici bani. Când zici bani, zici putere. Și puterea lumii e mâna evreilor. Lege. Păi cele două turnuri de acolo, că au căzut întâmplător, niciun evreu n-a murit acolo. Deci toate sunt dirijate diabolic. Și mergem spre peire. Dar, eu mult mă repet și pedepsesc pe cine iubesc. Ne pedepsește Dumnezeu pentru că ne iubește și nu vrea să ne pierdă. Că să suntem grădina Maicii Domnului. Și asta e mare lucru. Poate cine știe, dar eu mă gândesc, vremea mea a trecut. Dar ce face tineretul copiii ăștia care nu știu limba română, nu știu să citească? Numai l-am întrebat toată pe băiatul Dorgheu, om de cultură. Mă, ce ai citit din marea literatură clasică rusă? Ce vrei să știi? Frații Karamazov. Mi-a povestit, ai citit cartea, nu am văzut filmul. Da. A terminat timpul și așa mai departe. Sunt așa o spoială de cultură, băi, dau ăștia mereu un igaș, ministrul culturii, care zice, știu trei limbi, nu știu câte facultăți și el nu știe, să învețe mai românești, l-am auzat, primit geabarea, să învețe întâi românește, românește nu știe și așa mai departe. Ce urmărește cel de... Da, vreau să vă întrebăm, după eliberare v-ați întors la familia dumneavoastră, da. Dar lumea a continuat să vă privească nu. Nicio repercursiune. La Aiud, colonelul Crăciun, zice, mă, v-am dat drumul, dar vă omoară lumea. Și aici așa am și o întâmplare foarte frumoasă. Era o discuție. Ce Dumnezeu, mă, Crăciun? Am fost în lună, mă, și n-am dat de niciun Dumnezeu. Ce Dumnezeu? Petrețuse, al treilea, al patrulea, spatele meu, zice, domnule colonel, ați crescut la țară sau la oraș? La țară, mă, nu se vede, solid el. Și ați avut porci. Dar care gospodar nu are porci în ziua de Crăciun?
Și ați văzut dumneavoastră porc să privească în sus? Când a auzit asta Crăciun, care nu ai nebun, nu era, nu, prost nu era, a, e nebun, e nebun. Și așa mai departe. Și eu acasă. Toată lumea credea că a murit. Și tot legat de asta, o să reviu, să deschide celula la eu și zice, de la Craiova, cine e? Am ieșit eu. Ai un copil, elev în vârstă, de la elev, la, da. Semnează că l-a călcat o mașină. Eu am lucrat în tăra civilă și știu ce semnează un certificat autentic. Era certificat de moarte autentic. Ei, mi-a venit rău, m-a prins părintele Gornic de spate, ce Tudore. E un sistem de a ne strivi psihic. Roagă-te, credință și nu se poate, nu ai un semn. Și adevărat, peste câteva zile, am zis copilul, venea cu grâu, un grâu verde, așa, tată, nu sunt mort. Și acela vis îl are el, am stabilit, așa, în aceeași noapte, venea tot așa pentru un grâu și așa mai departe. Deci, Dumnezeu niciodată n-a vrut să ne piară și ne-a ținut în mână. Dovadă că marea majoritate a copiilor, foștilor deținuți politici, se realizați. Că m-a întrebat părintele, copiii, am explicat și așa mai departe. Și el avea un băiat medic și așa mai, toți sunt realizați, toți, cât a vrut Dumnezeu. Eram la asta. Ei, și acum să venea acea lumea din sat, pentru lumea din sat știa că am fost mort. Și că mort a fost și am înviat. Și mi-aduc aminte de o întâmplare. În înghesuiala aia, erau niște flori pe acolo, prin curte, unii venea și alții pleca. Cum s-a întâmplat? Nevasta mi-a luat o carne de sus, trebuie să plecat la apă, de la mine de acasă până la o fântână, sunt vreo 40 de metri, o fântână monument național. Și aia ce pleca și te duci la apă, da, dar te văd cam veselă și asta n-are de lucru, ce prea am plâns destul. Asta care mai proastă nu era o fata care am crescut cu ea, ca frața am fost. A dat cu el ca și-a intrat, fratele meu, atâtea trebuie și a venit lumea, unii vedeau și au tu pleca, uite așa, până seara. Și la un moment dat apare unul cu o paporniță, o pâine înăuntru, o damejeană de vin în mână și o halcă de carne pe umăr. Băi, Reili, dacă nu mă îmbăt în seara asta cu dumneata, nu se poate, domnule. Bă, mărini, nimic, am făcut un foc în fundul grădinii și am stat cu el aproape toată noaptea și era fiul de diabol. Dar a scăpat, s-a murtit și a scăpat de toată treaba. Deci, dragostea satului a fost lângă mine. Da. Care a fost chiar prima impresie care v-a lăsat-o lumea exterioară când ați fost eliberat? Prima impresie. Care lume? Lumea care ați văzut-o. Lumea satului? Lumea satului, lumea din jur. Păi, domne, ce s-a întâmplat? Eu trebuia să fiu preot, dar nu s-a putut. M-a chemat mitropul și a spus, Tudore, te duci în Ardeal 7 ani, pentru că avem nevoie de preoți acolo și tu ai pregătire. Și a venit la fiul meu, mă zice, nu-ți mai trebuie așa ceva, fii cu minte că vor fi cu ochii pe dumneata. Rămâi cântăreț că avem parohie bună, 4.000 de suflete. Eu n-am cumpărat pâine niciodată. Și am rămas cântăreț acolo și a fost bine. Și acum eu tot mândru la biserică, deși mă doare un picior. Și-au pus mult întrebarea, de ce? Că nu mă doare nimic, ca slavă Domnului. Dar la anchetă au fost și oameni cum se cade. Mi-a pus picioarele într-un scaun așa și piciorul stâng era mai în față. Și când a dat cu un truc de fier așa, mi-a sărit talpa la bocancă. Și am leșinat. Dar lovitura n-am simțit toate și aici, în cap undeva. Și când și-a dat a doua oară, nu mai știu, m-a trezit cu o țigară, cu lea și așa mai departe. Lumea m-a iubit și mă iubește încă, așa că este clară toată treaba. Da, și n-ați privit lumea diferit. Nu. Păi, frate, Mântuitorul zice așa, iubește-te aproapele tău ca pe tine însuți. Și eu i-am iertat. Am avut și ocazia să mă răzbun. M-am întâlnit în mașină cu fostul meu anchetator. L-am cunoscut după Jeanu, la care am mâncat bătaie cât să cuvine. Și urca, vrea să urce în mașină, că murise un primar care fusese de-al lor, a fost întâi șofer și pe urmă a devenit colonel de securitate. Și când se urce în mașină, s-a împiedicat și l-am prins de mână, l-am tras sus. Puteam să-l împing și așa mai departe. N-am făcut-o. I-am iertat pe toți, dar greu de uitat. Da. Asta bun. Când priviți înapoi, ce părere aveți despre experiența trăită? A fost o necesitate. Dumnezeu ne încearcă că întâi și ca indivizi, dar și ca neam.
că zice Codreanu, printre altele, la judecata viitoare, vor fi chemați toți împărații și împărățiile lor. Că dumneata nu ești dumneata, e străbunicul, bunicul, tata și așa mai departe, este ăsta, cum se cheamă, e un termen genetic, fluxul genetic. Și vor fi judecat, nu numai eu, vor fi judecat acest flux genetic care curge în noi. E foarte complicată chestia și nu vreau să mă gândesc. Dar Dumnezeu știe ce face și am încredere în dreapta pe judecată. Da. După Revoluție, în România au fost niște schimbări radicale din punct de vedere politic, dar și social. Care este părerea dumneavoastră despre aceste schimbări? Mă doare. Că a fost acolo la... la Piața Națiunii s-a făcut o rezistență în care au fost fruntașii cu ăștia țărăniști, cum îl chema domnule, Marele, care a murit și el. În sfârșit, nu scapă numele oamenilor. Ei, și atunci a spus libertate. Și această libertate comuniștii care nu au furat la fost și nu sunt, decât au întors seapca în partea asta la alta. Și toate ei sunt. Dovadă că s-a ajuns și de s-a ajuns. Că, de exemplu, Senatul Regional zicea că între altele așa, să trăim în sărăcie, ucigând în noi poftele de îmbogățire materială. Senatul, cei care urmau să fie așa conducătorii țării. Și acum s-a furat și se fură încă înfiorător. Și o spun, dacă oricine ar fi, unde au ajuns țara asta? De exemplu, putem la trec la Ieșalnița, că ești acolo, și blocuri fără uși, fără ferestre. Mai fumegă din când în când cu un furnal. Pe unde treci, distrugere, distrugere, distrugere. De exemplu, merg pe câmp cu mașina. Pogoane întregi de porumbi, de coceni, ne tăiață. Te ia groaza. În sfârșit, sunt atât de multe lucruri încât pe mine mă doare, nu pentru mine, că s-a terminat pe viața mea. Dar pentru dumneavoastră ăștia care vreți să trăiți. Dar cum trăiți? Cine vă pregătește? Cine vă asigură că mâine, poi mâine, nu veți fi niște slugi în țara românească? Pentru că pământul României e cumpărat de evrei, de chinezi, de străini, de nu știu ce. Dacă ar fi spre binele, da, dacă ar fi spre binele nostru, bine ar fi. Că noi romii am fost de-a lungul vremii. Și ne caracterizează slăbiciunea. Ia-mă de la Decebal și până astăzi. Trădările. Mihai. Tudor. Și așa mai departe, nu mai ieșim pe toți. Numai datorită trădării. Ceaușescu. Păi n-a fost trădat de-ai lui. Da. Ce l-a murit pe-ai noștri. Vedeți? E și această trăsătură ne urmărește. Ne urmărește plus 18.000 de prunci. Ia groaza. Populația țării ucisă. Asta nu e bine. Da? Ce să facem? Ce ați dori să transmiteți tineretului contemporan? În primul rând să învețe carte. Acum a ieșit, cum se cheamă, la radio, toată chestia asta. Nu mai citesc. Nu mai citesc. Și a nu citi însemnează atât îndobitocit. Pentru că cultura unei țări, uite francezi, uite nemții, neamții care au luat la pământ, conduc lumea. Dar nu sunt germani, că era înainte de a tăia măsoarea de 10 ori. Adică au cap. Și noi, câte capete luminate am avut, câte au străb, câți, și la dumneavoastră văzut o sumedenie de oameni care s-au realizat. E, nu știu ce ne pretinde viitorul, dar nu-l văd. Poate că tot Dumnezeu ne va salva după ce o să ne ierte, pentru că prea suntem păcătoși. Prea, am furat totul, ne-am furat pe noi înșine de Domnule. Te uiți, în sfatul țării oameni care nu știu, păi terminați în clasa 7 să nu știu declinarea substantivului sau verbului, cum să-i să... Păi era ales. Știam carte de atunci. Că era învățătorul care ne alegea, că a venit la mine la poartă, era... Și a ieșit moșul ei ținut tatăl, dă copilul că trage la carte. Păi cum să-l dau, domnule, că n-aveam cu ce. Vezi? Deci ne alegeau de atunci învățătorul, asta era grija, să aleagă ca să-i salte pe cei. Păi, valoarea neamului românesc stă pe la țară, domnule, copiii la țară buni. Da, dacă ați putea să schimbați ceva, momentul prezent, ce ați schimbat? Nu văd. E nebuloasă toată treaba. Nu știu. Și nu depinde de noi. Că dacă depinde de noi, hai, da, nu depinde de noi.
Mulțumim frumos pentru timpul acordat. Toată plăcerea. Fiți sănătoși.